tenemos que pensar en que si no estuviera en el cielo, el hombre intento de hacia, hacia el mundo. Vreau să vă mulțumesc pentru un chest că într-o zi de weekend s-a pasat față Hebrule și ați venit să ne ajutați să facem un lucru comun, un lucru frumos de față de salutare a acestei instituții care este chestul din Chișinău, care este o clădire foarte frumoasă și un obiect de venire socială cultural foarte important. Deci, știu că aveți la noi foarte multe întrebări. Cum am convenit cu șefii de sectoare, cum vă spun lucrul în șapte sectoare, cum am stabilit, pe parcursul ne trebuie să vă răspundem la toate întrebările. Acum eu vreau să vă mulțumesc încă o dată de suflet pentru reacția la felul nostru și ne urăm o zi cu Doamne ajută și vreau numele asistat de circului, o să avem și pe doamna Ministra Culturii, doamna Monica Băbuc, care a fost poate vot în pozitiva cu mine. Sunt Andrei Locoman, directorul general al circului din Chișinău. Dragi prieteni, bună ziua! Mulțumesc foarte mult că ați răspuns inițiativii administrației circului din Chișinău și Ministerul Culturii. Ajutăm această instituție altădată minunată a culturii noastre să reînvie. Este foarte puțin să se întâmple acest lucru, pentru că vedeți că în cel puțin 10-15 ani această clădire s-a distrus metodic, din diferite motive, fericire și obiective. Dar, dincolo de faptul că există probleme care se cărțuia ca educație, avem nevoie de susținerea dumneavoastră. Și foarte bine, că poporul moldovenesc are un obicei tare, un mod care se numește glasă. Așa se făcea în satele moldovenești, când o casă se conduria fără bani, dar cu ajutor să fie s-a pus în dreptul în sat. Cum vedea mâncare, altul făcea, deci, așa se numeau ei serviciu, sau indica pielele și casa într-o zi sau un loc ne-a fi ridicat în patoterie. Dacă asta nu încercăm cu toate, cu curățenie, în manierul central, cum să acoperim, acoperim accesul în această sală, din păcate, ca să nu știu că se pură și eu, să știți la lucru, dar e vizionare de astfel, acestea face o numără să vă rog, eu ce da, dar sunt un mod în păcătate cu solidarnă și la chestii, și părerea mea, că ce în acest zile, adică, este rost să vă mulțumim. Vă mulțumim pentru că vă mulțumim la discuție, dacă vă mulțumim la discuție.